Săptămâna dinaintea sărbătorii Paștelor este numită la noi săptămâna patimilor, săptămâna mare, săptămâna marilor suferințe. Și nu e vorba numai de suferințele noastre cu care suntem noi acum așa de obișnuiți, ale unora dintre noi, e totuși vorba despre suferințele Domnului care s-au încheiat chiar cu moartea lui. Vreau să citesc un pasaj din Evrei, capitolul 9, versetele 27 și 28, unde cuvântul Domnului spune așa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus o singură jerfă, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Sigur că moartea este un subiect care nu ne place. Și moartea este văzută ca o spaimă ca un motiv de angoasă pentru toți oamenii. Bineînțeles că e normal lucrul acesta. Să ne aducem aminte de prima pereche de oameni care se afla în grădina Edenului și cărea Dumnezeu, Creatorul, le încredințează grădina frumoasă a Edenului, îi învață că au voie să mănânce din toți pomii care erau în grădină, dar le arată un pom, numit pomul cunoștinței binelui și răului și Domnul le spune că din pomul acesta nu aveți voie să mâncați, să vă atingeți de el, pentru că în ziua în care veți mânca din el, veți muri. Era o poruncă și era o sancțiune o normă, dacă vreți, o regulă de comportament însoțită de o sancțiune. Și sancțiunea, pedeapsa, era moartea. Ce trist că n-a trebuit să treacă prea mult timp. Ce bine era să fi fost abia la a doua, la a treia generație să fi întâmplat așa ceva, dar nu. S-a întâmplat chiar cu prima pereche de oameni, așa cum găsim scris în Cartea Genezei la capitolul 3, femeia ispitită de șarpe și omul ispitit de femeia lui au mâncat din rodul pomului oprit și a urmat moartea. Chiar dacă nu neapărat în ziua aceea, și asta e o altă discuție și un alt subiect, dar au trăit mult, dar nu prea mult, nu destul de mult, nu, așa, nu atât de mult cât trebuia să trăiască înainte să ajungă la vârsta de 1000 de ani, la 930 de ani, Adam moare. Și de atunci încoace, moartea este o existență, o permanență în viața noastră a oamenilor. Așa că autorul epistolei după evrei scrie aici în capitolul 9 versetul 27 din care am citit, după cum le este rânduit oamenilor să moară o singură dată, iar după aceea să dea socoteală, vine judecata, Iisus Hristos a ales să vină în lumea noastră ca om, s-a întrupat, s-a născut ca fiu în, în lumea aceasta. Și pentru că el a ales să vină în lumea aceasta, a ales cu alte cuvinte exact această rânduială despre care scrie aici autorul epistolei oamenilor le este rânduit să moară. Dacă ne întrebăm de ce a trebuit să moară Isus, primul motiv pentru care Isus a trebuit să moară a fost pentru că așa le este rânduit să moară tuturor oamenilor și el a ales să vină și să trăiască și să se numească, să și numit pe sine, Fiul al omului. Dar e mai mult decât atâta. Când se apropia de Ierusalim, străbătând țara lui Israel de mai multe ori, și venea spre Ierusalim pentru ultima sărbătoare de Paște pe care voia să o serbeze împreună cu cenicii săi la Ierusalim, așa cum făceau toți buni evrei în vremea aceea, i s-a tras atenția, i s-a spus Domnului, știi că, iată, mai mari poporului, cărturarii, farisei, preoții cei mai de seamă, caută să te omoare. Și Domnul știa foarte bine lucrul acesta și le spune ucenicilor săi, le aduce aminte că el tocmai pentru aceasta s-a născut. Și în Matei, capitolul 21, zice pentru ca să își dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți, să-și dea sângele ca preț de răscumpărare. Petru n -abia să uite uh, lucrul acesta și în, în prima lui epistolă ne aduce aminte că am fost răscumpărați cu un preț. Și prețul răscumpărării noastre uh, de sub uh, robia păcatului, de sub destinul morții. Spre care mergeam cu toții, răscumpărarea noastră, schimbarea direcției noastre spre altceva, a fost plătită cu sângele, cu prețul vieții Domnului nostru Isus Hristos. Așa că, dragii mei, sigur că mulți dintre noi simțim durerea și mai ales felul în care Domnul a suferit în, în, săptămâna aceasta. A fost arestat în noaptea aceea în care a fost vândut, a fost anchetat, a fost bătut, disprețuit, scuipat, lovit cu palma, lovit cu nuiele, în cele din urmă, bat jocorit, Îmbrăcat cu o mantă de purpură roșie, sau uh, purtând pe cap cu una aceea de spin, chiar și un sceptru în bătaie de joc, biciuit. Sigur că suferințele au fost uh, teribile și au culminat, bineînțeles, cu țintuirea pe cruce. Drumul crucii în sine a fost uh, o mare durere. Era bătut probabil și pe Via Dolorosa și o mulțime din cei care priveau femeile mai ales își băteau pieptul cu pumnii și plângeau și Domnul le spunea, nu mă plângeți pe mine. Aproape că voia să le spună, moartea mea este fericirea voastră. Și el mergea la moarte cu bucurie, așa cum a anunțat prorocul Isaia, că o va face în Isaia 53, ca o oaie înaintea celor ce o tund, ca un miel care merge la măcelărie, n-a deschis gura, n-a protestat și dacă a zis ceva, pentru că a zis ceva acolo pe cruce, a fost o rugăciune pentru cei care îl străpungeau. Tată, Iartăi pentru că nu știu ce fac. Însă tot prorocul Isaia avea să anunțe și apoi citim și în epistola către evrei, la capitolul 12, el făcea lucrul acesta pentru că vedea dincolo de ceea ce se întâmplă, dincolo de valea umbrei morții. Și era o sămânță mare de urmași. Erau răsplătirile, spune autorul epistolei către Evrei în capitolul 12. El se uita la bucuria care era pusă înainte, și bucuria lui era să-i vadă pe cei răscumpărați, salvați din destinul mizerabil, din calea spre moarte, pentru că au ales să urmeze pe el. Sigur că pentru Isus Hristos, moartea a fost o încercare teribilă, o încercare greu de imaginat pentru Cel care se numește Fiul lui Dumnezeu. Cum se poate un Dumnezeu atotputernic să încerce să guste, să cunoască moartea? Dar El a spus. Îmi dau viața și o voi lua iarăși. Pentru că Hristos a fost într-adevăr răstignit, a murit și a dat sufletul, a fost pus în mormânt. Dar a treia zi, Hristos a înviat și s-a bucurat și a văzut rodul suferințelor Lui. Dragii mei, dacă noi suntem urmași ai Lui Hristos, imitatori ai Lui Hristos, noi avem astăzi invitația să privim chiar și la moartea noastră la fel cum a privit Hristos. Pe de o parte, e un lucru natural, e un lucru normal, pentru că oamenilor le este rânduit să moară o dată, o singură dată. E un lucru natural. Numai că noi vrem să murim altfel decât alții. Noi vrem să murim așa cum a murit Hristos. Noi vrem să murim privind la bucuria care urmează dincolo. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel e în stare să scrie despre sine în epistola lui către filipeni în felul acesta. Pentru mine, citesc din Filipeni 1 cu 21, Filipeni 1 cu 21, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și continuă. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu atenție să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. E de dorit așa ceva. Dar pentru voi este mai de folos să rămân în trup. Și sunt încredințat, spune el. Și știu că voi rămâne. Și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Ceva mai târziu, și de data aceasta, în 2 Timotei, ultima scrisoare pe care a scris-o Sfântul Apostol, se schimbă părerea lui și avea să-i scrie lui Timotei, sunt gata, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă. Știu că plecarea mea este aproape. Știu lucrul acesta. Știu cum m-am luptat. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de, de băutură pentru că clipa plecării mele este aproape, citesc din 2 Timotei 4 cu 6. Clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, luptat cea bună, mi-am terminat, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit. Venirea Domnului, venirea Lui. Aleluia! Dragii mei, aceasta a fost atitudinea unui apostol ca Pavel. Aceasta este atitudinea unui creștin. Și aș vrea ca noi să învățăm de la Hristos, noi să învățăm de la Pavel, noi să învățăm de la înaintașii noștri. Faptul că da, pe pământul acesta suntem moritori pentru că așa le este rânduit tuturor oamenilor. Dar să trăim în așa fel și să luăm, luăm astfel de decizii încât uh, moartea noastră să fie un câștig și nu un dezastru. Pentru Pavel, câștigul era acela să se întâlnească cu Mântuitorul lui, cu Domnul lui. De altfel, însuși Domnul, să știți că dorește și ne așteaptă în această întâlnire. Mai mult, cu atât mai mult, cu cât Apostolul spune, pentru că e o răsplătire, pentru că e un premiu care urmează să mi se acorde și nu numai mie, ci tuturor celor ce iubesc această viitoare întâlnire cu Domnul. Deci, dragii mei, noi, în săptămâna Patimilor, sigur că înțelegem suferințele Domnului și prețul mare pe care El l-a plătit, dar învățăm din aceasta că este o onoare, o bucurie pentru noi, ca credincioși, să avem parte măcar de ceva din patimile Domnului și în orice caz de ar fi să trecem din viața aceasta moartea noastră să fie acel câștig și anume că ne vom întâlni cu Domnul așa cum Domnul pregătește pentru noi o întâlnire specială Domnul să ne ajute Amin Alpha, Omega.